Pavel Ucoana. A auzit mama la radio și m-a sunat imediat și mi-a zis: mama, e preselecție la Miss Univers, trebuie să mergem neapărat. Și noi încercăm de foarte mult timp să venim la această preselecție. Da. Și într-un final am reușit. Să fii imaginea României e ceva, înseamnă ceva. Noi o țară frumoasă și trebuie să ne mândrim cu ea. Am încredere în mine și știu că voi reuși și prin foarte mult zâmbet și foarte multă naturalețe. Știu că este foarte greu, dar eu sunt o luptătoare și mă duc până la capăt, până în pânzele albe. Stau pe acasă mai mult, merg la sală, mai citesc, mai vorbesc cu mama, de ieșit cu prietenii ies, dar rar. Ce mă poate să cred că voi fi o bună Miss Univers? Nu știu, că sunt foarte încrezătoare și sunt foarte ambițioasă și pot să dau tot ce pot din mine. Aș merge până în pânzele albe, aș face orice să iau coroana, să o aduc acasă. Ioana Pavelc are 18 ani și este din Brașov. Este elevă la Colegiul Tehnic Remus Răduleț și își dorește o carieră de om de afaceri. Vrea să demonstreze lumii întregi că în România sunt femei frumoase, inteligente, puternice și creative. Crede că din orice concurs are ceva de învățat, iar în acest caz vrea să aibă responsabilitatea de a reprezenta România la cel mai important eveniment al frumuseții. Ioana Paveluc, numărul 24, vine din Brașov, are 18 ani și ar vrea să poată privi lumea din zborul unei păsări. Yeah.
aplauze și mai generoase pentru Oana Paveluc. Thank you.
ce dată suntem azi? 8 august. Și ce faci acum? Merg în antrenament. Casino in Las Vegas. It's Miss Universe 2010. Oana Pavelu, 19, Romania. Romania. Romania considered herself a tomboy when she was young. She used to go to soccer matches, climb trees, and get into fights with boys. Please welcome Romania! Romania! Romania plans to buy a few cookbooks while she's here in Las Vegas. This 19-year-old would like to learn more about what Americans eat. In the mood for food, it's Romania!